Noua organigramă, ce trebuie să fie gata până în iunie, va avea mai puțin șefi. Administrația Complexului Energetic Oltenia vrea să reducă 100 de posturi de conducere, iar pentru cele care vor fi păstrate va urma o procedură de recrutare internă. Săptămâna trecută am demarat și o să fie publicat pe site-ul nostru procesul de recrutare internă. Dorim ca toate funcțiile de conducere din companie, cele care nu sunt atributul Consiliului de Supraveghere sau acestui comitet de nominalizare și remunerare, ca și procedură de selecție și perioada de probă e procedură de selecție, apropo, toate posturile vor fi ocupate pe noua structură în termenul stabilit, și anume până în iunie, printr-un proces de selecție intern, printr-un concurs intern. Ministrul Energiei, prezent miercuri la Târgu Jiu, a cerut conducerii Complexului Energetic Oltenia să realizeze planul de eficientizare al companiei, să-l facă cunoscut salariaților și să-l discute cu sindicatele. Planurile de concediere și eficientizare a CEO Oltenia intră în dezbaterea acționarilor în ședința din data de 20 mai. Societatea are nevoie de un plan de eficientizare care cade în sarcina conducerii executive, conducere care are obligația față de proprii angajați să explice acest plan, să ia aceste decizii împreună cu partenerii sociali și să caute cele mai bune soluții pentru situația actuală. Ultima modificare a organigramei a fost finalizată acum câteva săptămâni, când au fost înființate sau reorganizate direcții și departamente și în companie au ajuns directori din București. Managerul Complexului Energetic Oltenia a spus că directorii numiți în ultimele luni au fost angajați pe perioadă determinată și cu perioadă de încercare.